Mă întrebam dacă sunteți bucuroși că Domnul vrea să facă lucruri noi. Bine. E frumos, toți vrem ceva nou. Nu? Când soția face mâncare, zici imediat ca și bărbat, tot asta. Dar nou are și el riscurile lui. Că s-ar putea ceva nou să spună, nu îmi place nou, mai bine rămânem la zama noastră. Da. Deci și vechiul și nou au binecuvântările lor și riscurile lor și așa mai departe. Vreau să mulțumim fratelor Oleg pentru prezentarea făcută și în special pentru ceea ce fac dumnealor. Ce să vă spun, Ucraina este o țară interesantă. Eu am fost de mai multe ori în Ucraina. Am fost cu mai mulți ani în urmă, împreună cu Speranța, într-un turneu, cred că vreo 3 ani la rând, în Cernăuți, în zona asta, merg cel mai mult. Pe stadion acolo știu, eram tânăr atunci, și ca și predicator, și ca și așa, număr de ani. Și a fost acolo în stadion cu peste 10.000 de oameni prezenți, care m-a șocat un pic, m-a pus pe gândul și a creat o presiune foarte mare pe mine atunci. Și am văzut multe lucruri frumoase acolo, ospitalitatea ucrainenilor foarte bună și un lucru este clar, că nicăieri în lumea asta, țineți-vă bine, nu am văzut atât de multe feluri de mâncare ca și în Ucraina. Nicăieri. Punct. Că noi dăm 3-4. Deci nu există capăt. Nu știu unde începe treaba asta și unde se sfârșește. Da. Asta este ceva foarte tradițional și Bucovina noastră de dincoace de graniță păstrează, într-adevăr, o mare aplicare spre gastronomie, cum se numește, spre mâncăruri și așa mai departe, dar poate fi foame și v-ați hotărât să nu mai mâncați seara și vă fac un mare de serviciu acum. Da, și eu sunt pentru ăștia, dar nu prea reușesc. Bun. Dumnezeu să binecuvânteze Ucraina. Ultima dată am fost anul trecut. Nici nu mă gândeam atunci. Am întâlnit cu mai mulți păstori acolo, fratele Orest. Am întâlnit în Cernăuți cu, cum zic ei, domnul Munteanu și cu băiatul lui care este deputat. Și am discuții acolo foarte frumoase, foarte interesante de perspectivă, dar nici cum nu m-am gândit că o să se întâmple ce o să se întâmple. Mi-am întâlnit chiar cu secretarul Mișcării Pentecostale din Ucraina și cred că era din Harkov. Vă dați seama, atunci nu-mi spunea nimic orașul ăsta. Acum l-am văzut pe televiziune bombardat din toate direcțiile. Și chiar puneam de o vizită acolo a mea, în Harkov, printre comunitatea deloc românească acolo, doar ucraineană și rusă. Cine știe? Poate că acum chiar îți provocat să merg. Cred că Dumnezeu va folosi și această oportunitate dureroasă numită război, ca să putem să ducem Evanghelia și ca mulți ucraineni să fie evangelizați în Europa și în România. Și cred că Dumnezeu deschide oportunitățile astea, Domnul să ne aducă să ne dea înțelepciune, ochi să vedem, urechi să auzim și înțelepciune să facem ceea ce trebuie să facem. Amin. Acum aș vrea să citesc un pasaj din Biblie. Am vrut să scriu pe grupul bisericii, îi spun aici seara asta. Deci de fiecare dată când vin aici miercurea să predic, nu vă speriați. Vreau toată lumea să vină cu Biblia la biserică. Biblia fizică. Nu pe telefon, nu sub telefon, nu lângă telefon, nu pe tabletă. O să fiu clasic în viața acum. Dar țin foarte mult să veniți cu Biblia la biserică aici. Să le deschideți, să le pipăiți, să le atingeți. Că cei care sunt bărbați însurați aici, nu vă doriți ca să vorbiți cu nevasta dumneavoastră pe telefon. Nu vreți să vă culcați pe telefon, nu? Deci a fost prea direct acum. Dar vă rog foarte mult să veniți cu Biblia la biserică. Asta este dorința mea. Ați fost de acord să fiu pastor aici la voi, așa că vi le spun amul după, ca să puteți să... Deci asta odată, o să mai vină mai multe. Dacă vi le spuneam înainte, pierdeam voturile. Dar am făcut și eu o figură așa,
Să vi le dau după și mai am încă multe să vă spun, am că nu le puteți purta. Da, deci multe trebuie reglate, că așa trebuie. Și am mai vorbit și cu Silviu și toate o să vină pe parcurs. La unul din lucrurile astea vreau să le facem și debutăm în această seară, pentru că vreau neapărat să punem Biserica Agape, să punem mâna pe Biblie. Deci iată să se formează cu Biblia, că dacă nu ne formăm cu Biblia, suntem total deformați. Din start suntem deformați și apoi toată lumea o să aibă grijă să ne deformeze. Dar un om care se formează cu Biblia nu îl poate deforma nimeni niciodată. Niciodată. Și vreau să vă spun că una din problemele grave care există azi în creștinism este o necunoaștere a Cuvântului Dumnezeu foarte înspăimântătoare. Sigur, dumneavoastră, nu vreau să vă supăr în seara asta. Dar, în general, masa de oameni nu vede asta. Pentru că e acolo. N-ai cum să vezi ceva dacă ești acolo. În nivelul ăla de jos. Te bucuri orice. Dar dacă avansezi un pic în cunoaștere, foarte clar vezi. Și atunci devine înspăimântătoare treaba asta. Și cum Dumnezeu m-a dus în tot timpul ăsta, văd asta. Fără asta și nedrept, după zeci de ani de pocăință, nu se poate ca cineva să zice în biserică, să dea un îndemn într-o mediocritate ieșită din comun. Nu se poate. Nu accept așa ceva și nu se accept niciodată în biserică asta, nicăieri așa ceva. Fiește care ne-am adunat aici, ce bine că ne-a ridicat Domnul din așternuturi, vă rog foarte mult. Ne-a ridicat Dumnezeu adevărat, dar nu se poate să rămânem la limbajul ăsta, e 100 de ani, în timp ce noi programăm că știm pe Domnul și Domnul ne știe pe noi. Deci atunci când intrăm, și în felul ăsta v-am introdus primul punct din predică. Haideți să deschidem Biblia care nu le aveți. Biblia care nu le aveți, le deschideți acum împreună cu mine. Dar acum o să fie afișat aici. Chiar dacă e afișat, nu-i bai și încă ceva. Stai, că am uitat. Deci toată lumea, cred că o să am 5 oameni de acolo. Toată lumea vine cu Biblia deodată, dar o să scriu și pe grupa asta. Cu caiet și cu pix. Și scriem. Punctul 1, punctul 2, niciun punct, scrieți în continuare. Vă rog, asta vreau neapărat. Să știți că biserica din Becream, așa s-a format. Dacă vine o doamnă aici, vine seara să vă spune ceva, ea a fost una din echipa în care toate fetele erau cu Biblierele în dreapta mea și eu aici predicam la vol, toate fetele, 20 de fete, probabil că mă aud acum, toate erau cu Biblierele la biserică, ele mai harnice întotdeauna, și toate cu pixurile și scriau. Scriau una într-una, una într-una. Toate aceste persoane au fost și sunt binecuvântate de Dumnezeu într-un mod excepțional. Au capacitate să înțeleagă, să vorbească, îmi pare rău, deci și băieții ești de la Becream. Cine se însoară cu față de asta are o problemă. Întrebați-l pe genele mele. Că ele vor ce trebuie. Biblie, cunoaștere și așa mai departe. Așa că acum deschideți Biblie care nu le aveți. Citim împreună și data viitoare vreau să văd aici. Sunt hârtii din alea care le puteți lua sau puteți să veniți un caiet, dar vreau să vă văd că notați. Să știți că va fi grozav treaba asta. În timp ce scrie, să știți că se memorează de două ori. Odată că auzi, odată că scrie. Amin? De asta prăbușește unii soția ta și școala în România, că nu ne mai pasă la nimeni de ei. Bă, scriam atunci în clasă, îi dureau mâine. Trebuie să devenim clasă din nou. O să vedeți asta. Începem epistola lui Petru și o să continuăm cu data epistola asta. Seara asta citim primele 12 versete, dar cred că o să mai țin încă un cuvânt din partea asta. Dar acum citim 2 Petru, capitolul 1. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru, Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui nespus de mari și scumpe ca prin ele, să vă faceți părtași firii dumnezeiești după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. De aceea,
Dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragoste de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Deci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește de plină cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care îl aveți. Dar socotesc că este drept cât voi fi în cortul acesta să vă țin treji aducându-vă aminte. Că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată, după cum i-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos. Îmi voi da o steneală, dar ca și după moartea mea, să vă puteți aduce totdeauna aminte de aceste lucruri. Amin. Și cum predicatorii trebuie să țină de cuvânt, și Petru să țină de cuvânt, ca și după moartea lui, să putem să auzim această epistolă, în început foarte frumoasă. Eu m-am îndrăgostit de cuvântul ăsta numai cum l-am citit încă o dată, cred că și voi. Grozav de frumos și iată că el a plecat din lumea aceasta, dar a zis, îmi voi da toate silințele ca să rămână și după moartea mea aceste cuvinte și Dumnezeu și Duhul Sfânt a făcut să rămână canonizat acest cuvânt, să rămână parte din Sfânta Scriptură și este la noi în Bistrița după aproape 2000 de ani. Spuneți dacă nu-i mare Dumnezeu. Cât s-au pierdut pe lumea asta, nu mai știu nimeni nimic de ele. Dar cuvintele unui fost pescar din Galileea au rămas în picioare 2000 de ani. Grozav! Dumnezeu nostru ce spune, faci. Slavă lui în veci. Așa că plec de la cântarea care a cântat-o Geo, Domnul va face lucruri noi, și de la dorința dumneavoastră și curiozitatea, ce vrem nou. Aici este o chestiune foarte interesantă, că dacă vrem nou, Dumnezeu vrea și El nou. Dar mă întreb, cine este dispus ca să dorească cu pasiune să descopere noutate? Dragii mei, unul din obstacole în orice relație este plafonarea totdeauna și blocajul. Foarte multe familii și foarte multe prietenii și relații au ajuns într-un punct de blocaj și zice, nu mai avem nimic să ne spunem. Deci căsătoria se epuizează nu când se rupe un contract la justiție sau la notar. Și căsătoria în actul ei se epuizează când bărbatul și nevastă nu mai au să spună nimic. Stau și se uită unul la altul. Păi ce să ne spunem? Nu există mai mare amenințare pentru o familie blocată decât să spunem, dragă, hai că vreți să vorbim. Oare ce să vorbim? Pentru că aici este problema. De ce s-a ajuns în blocajul ăsta? De ce s-a ajuns în plafonarea asta? De ce s-a ajuns în dragostea asta platonică? Și trebuie să fie niște răspunsuri aici. Trebuie să fie niște cauze. Și trebuie să fie niște soluții. Și dacă găsim cauzele și soluții, trebuie să fie și niște consecințe. Că dacă sunt consecințe când nu facem bine, trebuie să fie consecințe pozitive când facem bine. Și atunci lucrurile se dezvoltă. Vreau să vă spun și să mă întorc la ce am spus mai devreme. Când mă uit câteodată în adunări, cum noi reacționăm la nimic și la lucruri absolut care pe mine mă sperie și cum începem să plângem, să ne bucurăm de ele, arată foarte clar un blocaj și o mediocritate înspăimântătoare, spun aici. Nu se poate așa ceva. Nu poate nimeni niciodată să se ridice, să spună tot ce îi trece prin cap și dumneavoastră să vă bucurați de asta. Stop! Vă blocați? Am ținut foarte mult în adunarea din Becrean și era foarte dificil cuiva să vină să predice acolo. Știți de ce? Pentru că am ridicat standardul foarte sus. Nu mai vinea să spunem, domnule, domnule pe dincolo, domnule în spate, domnul să plimbă. Trebuie să ai de spus ceva. Dacă nu ai de spus ceva, mai bine să taci. Așa că deodată să te izbești dintr-un zid
Atunci când o biserică este echipată, este formată, este construită pe Biblie, știe Biblia, practică Biblia, experimentează Biblia, atunci oamenii ăștia nu pot fi duși nici într-o direcție. Și persoanele care vor să vină, să amăgească, să tulbure, să trezesc întotdeauna că sunt ei cu ei, nu ei cu noi. Nu poate apropo la nimic. Dar vreau să spun ca unul care umblu, nu se poate. Deci nu se poate, văd. Nu cred că e posibil așa ceva. După atâția ani, biserici foarte mari, cu 400 de membri, cu 300, cu 600, când mă duc eu să predic acolo, că mai vin și de pe asta, și să văd un nivel foarte slab. Foarte slab. Și răspunsul este ăsta. Pentru că acolo s-au pierdut pasiunea și dorința de cunoaștere și de descoperire. Domnul, și vreau să fac lucruri noi. Foarte bine, Doamne, fără. Numai că lucrurile noi, Dumnezeu vrea să le descopere cuiva. De-aia v-am întrebat, vreți lucruri noi? Da! Dar cum le vreți? Stăm pe bancă să le vrem. Cum se poate debloca o comunicare într-o familie? Prin efort? Prin dorință? Prin pasiune? De ambele părți. Acolo e mai greu, că de ambii se vrea. Aici, la noi, în relația cu Dumnezeu, e grozav că Dumnezeu vrea și Dumnezeu are ce să ne dea. Aleluia! Și noi trebuie să reacționăm la treaba asta. Preiubiților, cuvântul lui Padre spune să oferă niște oameni care erau, știau și erau puternici, dar le-a spus, atenție, harul nu se înmulțește prin amin și aleluia de 1000 de ori. Aleluia, 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 ajung, unde ajungi? Ajung să te bărbui. 100%. Suntem pe internet și nu-mi pasă, indiferent ce risc îmi asum, pentru că eu cred în ceea ce spun. Nu se poate să rezolvăm problema doar imitind niște fraze spirituale. Harul și pacea se înmulțesc într-un singur mod. Spuneți că este scris aici. Prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau Biserica Agape și ei pe interes să spună amin. Harul și pacea se înmulțesc prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și a Domnului nostru Iisus Hristos. Repet încă o dată. Harul și pacea se înmulțesc prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și prin cunoașterea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă Biblie pură. Păi cum putem noi? Și a fost un har. Ce har? Puteți să-mi le explicați? Păi harul ăsta care este sesizat ca senzorii, doar de emoții, eu nu cred în el. Pentru că de-a ori mășelea pe mine. Și harul a fost la biserică, așa m-am simțit de bine. Și asta facem și noi cu prietenii cu noi. Doamne, cum v-ați simțit? Foarte bine. Dar ca să poți să ajungi să descoperi inima lui Dumnezeu și ce e în ea, trebuie să-L cunoști. Am discutat cu un frate care s-a botezat aici și l-am întrebat de persoana pe care i-a apropiat. El zice, într-o zi vine să pocăiască într-un anunț. Am zis, e clar, tuturor trecem prin asta când pocăința înseamnă simțuri. Odată zine, odată nu zine. E ca foamea. Odată ți-e foame, atunci ți-e foame. Băi, trei cafele, nu mai ți-e foame. Dacă nu le bei, și mi s-o lipit stomacul de spate. Depinde dacă se uită la ceva și afectează ceva emoțiile și vezi niște război, vreau să mă pocăiesc. După ce se uită la un telenovelă și nu mai vreau să mă pocăiesc. Nu mă zice, chiar m-aș duce la o plimbare, chiar m-aș mai... Bine, eu ce uiți. E toată construcția asta duhovnicească între ghilimele, așezată pe simțuri, pe emoții și pe informațiile ale temiri de unde vin și pe unde vin și se numite unul un video și se numite unul altul și bă, ești folosesc un termen care nu-mi place. Ești cucuit de cap. Bă, omul creștin zice pacea mea nu e înmulțită prin tot felul de hărțuiri. Bune sau mai puțin, nu mă interesează. Că tot ce vine înspre noi, atenție, tot ce vine înspre noi, trebuie să treacă prin ceva, mă. Și ăsta este filtrul 100% perfect. Și ăsta este cuvântul lui Dumnezeu. Cu bune să-l treci dacă tu nu-l ai. Noi suntem niște pocăiți fără filtre. Noi mergem pe direct, în conductă, direct în cap ne intră. N-a venit niciun filtru. Vă dați seama? Tot timpul când vreți să filtrezi apa, să îi spun pe filtre. Nu merită investiția. Băi, direct, din baltă. Noi n-avem filtre, pocăiți fără filtre. N-au niciun filtru. Toți care vin, ne fericesc, ne buimăcesc, ne îndrăgostim de unul, de altul, după aia exact cum ne-am drăgostit. Ce lasă-mă și pe ăla, știi? Eu de-aia
nu cred în dragoste de la oameni. Că azi mă fac zeu și am auzit discurile, nu, e clar, m-am înșelat. Dă-i, unul te șută, unul te pupă, unul șută. Unul te îmbrătișează azi, zice, gata, ai grijă că unul te îmbrătișează azi, după aia tot ăla te pălmâiește mâine. Deci atâtea am luat chestiuni de genul ăsta, atâția oameni am avut, domnul Geo, care m-a dus în slăb și după aia să vezi, am nu mă duce atât de sus, când îmi dai jos să mă doară rău, mai bine la dumă un metru, zici, vezi, băia de treabă și atât. Nu mă ridica foarte tare că o să-mi dai drumul 100%. Nu-ți dau drumul, frate Gabi, 100% îmi dă drumul. Nu pentru că el și-o propus să-mi dea drumul, ci pentru că simțurile și emoțiile și pe baza care el se află este una din nesipuri și mișcătoare. Și acum, după 20-30 de ani de predicat, m-am prins și eu. Și atunci Petru a zis, stop! Harul nu se înmulțește prin momente faine. Pacea, adică echilibrul tău, intestinele tale duhovnicești, și tot echilibrul tău mental, care nu-l poate tulbura nimic. Nimic nu-i mai greu să păstorești o biserică în care tot timpul niște oameni care se dezechilibrează la primul moment. Și m-am prăbut și mor. Ridică-te, soră. Și nu mai mor, mor, hai și sfârșitul meu. După aia o ridici, o pui pe linia de plutire, îl ridici, îl pui pe linia de plutire și ești gata. Și dacă vrei, putem să mergem în Ucraina, direct acolo, între blocuri, mă duc amul și mor pentru Iisus. Azi nu te duci numai până la ușă. Stai, nu te duci acolo. Stai, cam. Dar când o să mă duc? O să spun eu când îți te duci. Pentru că pacea asta și echilibrul interior nu se dă prin sfârcuri. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl, spune în toată adunarea, amin. Tot ce înseamnă Tatăl revelat în Vechiul Testament, să fiu concret, și prin, nu, și prin unii urmați blocați acolo, tot îmi dau cu aia, cu aia, că sunt super pâine mei acum, și nu vor să vină în Noul Testament, prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului Iisus Hristos. De ce spui Petru asta? Pentru că eu am fost blocat. Am fost blocat în religia mea de evreu și-o trăit Dumnezeu într-o noapte să-mi arăt vidoul, o vedenie, ca să mănânc și să trec peste niște prejudecăți și pe niște mentalități. Pocăiții nu pot să treacă peste prejudecăți, nu pot să treacă peste mentalități. Știți de ce? Pentru că sunt foarte slabă. Să potignesc în umbra lor, merg pe să știe cu umbra asta aici. Zice, iată, nu e a mea, că trebuia să, eu sunt un sfânt. Și umbra asta mi se pare firească. Păi, știți că este vorba să fie termen de umbra asta. Prin cunoașterea lui Dumnezeu Tatăl și al Domnului nostru Iisus Hristos, asta înseamnă Biblia întreagă. Din cauza asta, Agape trebuie să vină cu Biblia. Suntem noi cu dragostea, da. Dacă nu ai un izvor de iubire, rămâne numai numele scris pe biserică. Și numele scris aici în fața Agape, dar unde e Agape? Dragostea jertfitoare și mai departe. Deci eu sunt un om pasional și înflăcăraș, îmi place dragul, bucuria și închinarea și tânjesc după ea. Dar nu o să-mi permit niciodată să așez toate aceste stări cu Biblia, dar nu știu pe unde e. Nu se poate așa ceva. Așa că invit toată biserica la cea mai bună inițiativă a anului 2022, să-L cunosc pe El, să-L cunosc pe Dumnezeu Tatăl, să-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos și asta înseamnă că trebuie să mă întorc cu fața înspre Biblie. Amin. Și mă uită la dăm demn acolo. Niște... Păi zice unul, ți-am văzut că te-ai pus ochelarea. Păi eu nu mai puteam să duc chestiunile alea. Păi cum să zic după atâta? Zice, să-i rugăm pentru unitate. Ce e? Și eu vreau să... Spune-mă ce înseamnă, băi, frate, unitate. Unitatea... Știți cum e scăpetul ăla la scală? Știam numai subiectul. Nu? Ce subiect are? Ăsta. La zil. Păi, și începea mea de unitatea este. Și tot așa o pedala, dar nu mai vine nimic. Și zic mai departe. Eu nu să zic dacă nu știu. Venea, vedeam extemporal, atunci era, când supăram pe cineva, extemporal, scoate-ți o foaie, era drama. Pentru câțiva dintre noi, nu pentru toți. Adică pentru cei mai mulți, pentru câțiva nu era drama. Invers, da. Și îmi zic, vreau să scream data, sus, într-un colț, scream extemporal, numere, exact, și tema. Și scream din jos răspuns. Și stăteam așa, și stăteam într-o parte, vinea doamna și zăgream ceva. Și mă gândesc,
Dar nu scriu nimic. Nu scriu. Trebuie să-mi vină. Râdea doamna că știa că nu are bine să-mi vină. Că dacă vine, vine. Din prima. Și cum să scriu dacă nu știu? Noi vorbim de subiecte care nu le știm cum funcționează. Adică să ne rugăm pentru aia, hai să facem aia, să facem aia, dar pe ce le așez? Trebuie să fii coerent, trebuie să le fii de azi dezgustați, vedeți, trăiți, experimentați. După aia veniți și spuneți ce vreți să spuneți informal la oameni. Așa că punctul ăsta al cunoașterii este extrem de important. Și ăsta nu are legătură cu niște perioade din viața pocăitului. Am multe pocăit, dar no, mâna măcar. Dragii mei, știți cum îi scrie Pavel? La niște oameni tari. Și ce le-a zis? Harul și pacea să mulțesc așa, vouă cei tari. Le știți foarte bine. O să vi le aduc aminte până o să vă crape cap. Pentru că chiar dacă sunteți tari și le știți, să nu cumva să rămâneți la nivelul de teorie, pentru că v-ați pierdut cu totul. Și e o vreme în care trebuie să ridicăm nivelul în bisericile noastre. În care noriașii trebuie să se întoarcă cu fața spre Biblie. Cred într-o trezire, mă întreabă, crezi într-o trezire spirituală? Da. Da, cred. Și cum crezi că vine? Când ne punem cu fața pe Biblie. Păi Biblia a devenit un element de decor, iată. Noi nu avem cum să facem o seară de rugăciune, cum să înțelegem rugăciunea, cum să înțelegem un cuvânt profetic, cum să-l luăm. Dacă nu cunoaștem Biblia, deci asta e obligatoriu. Și eu vreau atât de tare să vă îndrăgostiți aici de Biblie, încât să nu mai puteți să vă fără ea, credeți-mi. Când vă curcați seara, să puneți lângă cap acolo. Și de-a, zice cineva, și nu pot citi noaptea, zice că adorm. Am zis foarte bine, bă, dar nu e nimic mai grozat decât să adorm citind Biblia. Ăsta nu-i păcat. Păcat e să adorm citind ziarele. Și știrile după Proex, nu? Sau sport.ro. Zic ce îmi place mie acum. Dumneavoastră poate citiți de bucătărie, de... Culinar, da. Nu am crezut că n-a zis cineva așa ceva. Că se deconspiră public aici. Eu m-am deconspirat, că mie îmi place să citesc sport, să vedem cine... Că nu mai am capacitate să mă uit la fotbal, că nu rezist, ador. Și atunci eu mă duc pe lucruri scurte, așa văd scorul, nu ați înțeles? Și scap repede. Dar e grozav să ador citim Biblia, nu? Niciun bărăs, că ador cu Biblia în mână. Ai grozav, am zis, Dumnezeu zâmbește din cer. Cred că aia mă culc și adorm în pace, era așa cu legile lui Dumnezeu în minte. Și când se trezea, era atât acolo în el. Nu știu ce aveți pe noptieră lângă pat. Ce aveți? Ne-am blocat. Ca să putem să continuăm într-o relație, trebuie să știm că persoana de lângă noi nu este descoperită de noi. Noi avem impresia că știm. Nu știm. Vreau să vă spun eu și lângă mine alți bărbați aici, că după 28 de ani încă continui să rămân uimit din nevastă-mea și ea de mine. Și în partea bună și mea arată. Să fim corecți. Înseamnă că încă avem de descoperit. Încă avem ce să vorbim. Oră. Nu contează de subiect. Ne contrazicem. Nu, vă prefer să ne contrazice decât să stăm ca mulți la masă. Iar o părere, o alta. Maturitatea nu înseamnă că începem să devenim niște seroțuri. Maturitatea înseamnă că putem să dezbatem subiecte, să ne spunem părere și la final să iasă ce trebuie să iasă. Încă românii nu sunt pregătiți pentru chestiunea asta. După atâți ani. Să vin la biserici, suntem noi capabili să ne spunem o părere chiar contradictorie, să rămânem în cuționare. Frați, ți-ai spus-o? Să încheiem. La revedere, nu mai vin. Și păi și ce pot eu face niște lucruri? Păi asta înseamnă cunoaștere. Foarte mulți divorțează atunci începea viața. Societatea a avut niște discuții contradictorii, nu a fost de acord cu aia, atunci începea frumos. Și eu am unii dispărțări. Exact invers. Dragii mei, aș vrea Duhului Dumnezeu să binecuvânteze inimile voastre cu un apetit serios și responsabil de a-L cunoaște pe Domnul. Amin?
Am fost și eu la un ecograf duhovnicesc, în sensul că m-am întâlnit cu un om al lui Dumnezeu și la plecare mi-a zis o rețetă. Bă, dacă am fost la un doctor, trebuia să-mi zic o rețetă. Să vă spun asta? Hai să vă spun. Și ce să faci tu gamă de aici încolo? Am și eu niște ani. O zis, numărul 1. Cred că ordinea e importantă. Numărul 1, maculatură. Știți ce mi-a zis? Să citesc. Sunt în fața voastră. Zice, primul lucru, citește. Dumnealui a citit Biblia de 75 de ori. Nu vă topiți. Că mă topesc și eu cu voi. 75 de ori a citit Biblia. Cu ani în urmă l-am întâlnit pe la 45. M-am mai băgat încă 75 de ori Biblia și atunci întreb să-mi spună mie numărul 1, citire. Maculatură. Numărul 2, părtășire cu frații și cu biserică. Nu se poate fără. Numărul 3, rugăciune. Numărul 4, meditație la cuvântul lui Dumnezeu continuu. Numărul 5 mai contează. Dacă sunt românița așa înfăcurizizată, orice eu spus la numărul 5, mi-au zis că aș putea pune mâna pe o peniță și să aștept în fie experiențele care le-am avut cu Dumnezeu. Va urma, știți, poate. Dar vreau să vă spun că asta a fost amartorul acolo, până și băiatul meu a fost acolo. Și asta a fost... Asta... Nu, du-te, fă! Nu mi-a zis nimic, bă, cât e bine predici, ce... carte. Pentru că mi-am dat seama, mergând pe mașină, că a avut actul de... Că dacă nu citești, n-ai ce să spun. Legile pe care ți le dau azi, Israel, să le ai în inima ta. Și apoi să le spui pruncilor tăi. Că dacă nu le ai în inima ta și le tot zvârle așa din Biblie, ei nu o să creadă niciodată în tine ca tată. Nu o să fii favoritul lor niciodată, nu o să fie eroul lor. Pentru că ei trebuie să le citească din inima ta, nu din pe buzele tale. Toată lumea reușește să facă diferență, trebuie să fii filozof. Când spui un lucru din inimă și unul din pe buze. Și așa am simțit. Cu atât mai mulți oameni care stăm de ani de zile împreună, știu când vorbești din inimă și când te scapi. Dragă, te iubesc. Și taci, du-te. Că asta a fost întors. Scuză, mai ai dreptate, dragă. Cam așa spune și unul. Taci și stai pe bancă, că acum îți zic o buză. Noi nu trecem, noi dăm să meargă înainte. Și da, cum vine așa pleacă. Și Doamne, nu s-a întâmplat nimic, n-are cum. Asta e o sporoveală. Eu mă trezesc câteodată rugându-mă așa, aiurea. Și Duhul Sfânt și stop. Și Doamne, am dat deja 5 minute în moară. Și ai putut să dai că ai dat degeaba, dă din nou. Doamne, te iubesc și vreau să te sugez. Și în regulă, accept. Pentru că una e inima și alta e... Cunoașterea este pilonul principal de bază în viața noastră ca și copii al lui Dumnezeu. Și ca să nu greșim, trebuie să-L cunoaștem pe Dumnezeu Tatăl și pe Domnul nostru Iisus Hristos, care e consecința, harul și pacea se înmulțesc. Fraților și surori, se înmulțește pacea. Cum se înmulțește pacea? Prin cunoaștere. Dumnezeu să vă binecuvânteze viețile tuturor care sunteți aici. Foarte mult avem discuție, noi cu noi, voi cu alții, alții cu asta. Eu deja am lansat proiectul ăsta de plimbare în seara asta, creștinul foarte mediocru și slab și zici, bă, dar ce se întâmplă? Prima problemă este cunoașterea. Și a doua este că dacă noi facem primul pas al cunoașterii, ajungem la resurse. Ascultați ce spune versetul 3. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot. Tot. Nu aproape tot. Ar fi grozav. Doamne, aproape tot. Nu, tot.
ce privește viața și evlavia. Dumnezeiasca lui putere ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Dar tot! Băi, pe masă undeva ne-o dat. E cineva curios? Tot ce ai nevoie tu în viața duhnicească, Dumnezeu spune, prin puterea lui o dat. Tot ce îmi privește viața evlavioasă, Dumnezeu o dat. Băi, dar trebuie să descoperi, trebuie să iei, trebuie să dibuie port, trebuie să pui mâna pe vedenile. Și asta se întâmplă prin același fenomen, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat spre slava și puterea lui. Să spun din toată inima gloria lui Dumnezeu. Dar aici vine versetul 5. De aceea, și dați-vă și voi. Ce faci? Ce? Dumnezeu și Duhul Sfânt care vorbim pe Petru știu de ce au spus toată silința. Că noi niciodată nu o să facem asta. Noi, cum ești? Și mă strădui. Mă strădui. Păi dacă nu pot, noi suntem blocați mental. Și nici nu încerc. Hai că poți. Câteodată noi suntem pastorii un fel de speaker din ăștia motivaționale. Care zic, hai că poți, hai că poți. Nu cred că poți. Hai, zic că te plinșați. Sunt cuvânt după mine. E foarte greu, mai bine vreau. Asta e și o boală românească. Câteodată îmi place de american, că știu un băiat de român, dar crescut în America, bă, și așa îl întâlneam, aveți un fel de alunecări din astea mai bă. Și bă, venea într-o jumătate de românească, jumătate de engleză, mai multe engleză, și bă, prinde, nu lasă, go! Stai calm! Eu nu se lasă, el să lupte și hai să te rogi cu mine! Bă, m-a băgat într-un beci, într-o seară, o oră să rugă cu mine. Doamne, Jesus! Doamne, sper să suprească! Dar nu a fost drag de el, zic că nu se lasă. Și-a scris toți părinții cu versete din Biblie, peste tot scria, să lupta, să războia. Nu era simplu deloc. Dar mi-a plăcut cu stilul ăsta lui. În România, hai, și asta mi-am pe ei, lasă. Ne-am făcut din asta o artă. În victimizare am făcut o artă. Plângem tăzi, ne sfâșiem ochii și... Terminat, tăzi, gata. Nu avem gândirea asta, nu pozitivă, gândirea asta de luptători. Nici nu cred în gândirea pozitivă în care mă ridic în orice vreme și peste 5 minute pe chiar. Nu asta vreau să zic. Și spiritul ăla de a dori să luptăm, să apelăm la resurs, să descoperim, să fim curios, curiozitatea aia de copil, dăm să văd, dăm să vreau să văd, vreau să... De-aia au zis Iisus, dacă nu vă faceți ca și copilași, e textul ăla din fapt despre cei din Berea, că predica Pavel și zice, bă, ăștia mereau acasă, zice, hai să vedem dacă au zis, bă, dacă e așa, dacă e în curiozitatea aia împământită, bă, vreau să văd dacă e așa, dacă are dreptate predicatorul ăsta, dacă e așa, bă, dacă e așa, că Dumnezeiasca lui putere ne-o dat tot, bă, mă duc acasă, văd, bă, funcționează sau nu? Câți sunt în biserici și fac asta? Mă întreb. Am niște sentimente așa prin mine și cred că mai bine nu văd o bol. Cred că nimeni. Și tu se încheie la ușa acolo, o să-ți bine, în regulă, nu se poate. Nu putem trăi viața de familie doar la cafea în cerchi. Viața de familie se trăiește între patru păreți sau 8 sau 6 sau 5. Greutăți cu lupte, cu tot ce este acolo. Resursele acolo trebuie să fie. La cafea e doar așa o floare de prihovare. Hai, dragă, să bem o cafea. Dacă acolo în spate nu-i bază, nu-i așezate lucrurile, tot e o fațadă care va muri curând. De aceea trebuie date, spuneți după mine, toate. Toate. Și vreau să închei. Aveam mai multe, dar las bucata pentru data viitoare. Nu știu, poate va fi miercurea, nu știu, peste două săptămâni. Sau viitoare, vedem, vorbim noi asta. Dar vreau să vă spun ceva. Aici am spus, ne dăm toate silințele să urim credința faptului.
Pentru ce vreau să vă spun aici? Există o cunoaștere, am gândit stând aici pe scaun și că am dreptate, o cunoaștere teoretică a Bibliei, adică poate lumea să citească Biblia și să vină de partea mea, vreau să știu, vreau să citesc. Și să nu se regăsească între ele. Din cauza asta văd oameni care știu Biblia, știu, își dau replici pe loc, își dau versete, își dau asta, își dau asta. Dar când te uiți la limbajul lor, de ani de zile nu s-a schimbat. Comportamentul lor nu s-a schimbat. Stilul de viață nu s-a schimbat. Și atunci apare în scenă cunoașterea intelectuală sau informală, care niciodată nu se duce în trăire și în experiență și în fapt, efectiv. Și am zis că nu-l las pe diavol să intre cumva aici, să zic, băi, eu citesc, pastore, am ajuns la 30, v-am zis că tot citit omul ăsta, dar nu vreau să facem competiții din asta, am citit dumnealui pentru el. Dar cunoașterea asta doar intelectuală și informală e foarte bună, dar dacă nu mânim, dacă nu onim ceea ce noi spunem că credem ca informații și avem în cap cu fapta, nu este nimic. Și găsesc printre noi și noi problema asta. Că știm și nu facem. Asta e fapta. Adică faci sau nu? Știi că trebuie, știi că e bine, ai bază, ai citit, ești argumentat, ești în regulă, poți să ții o conferință pe tema aia, dar când vrei să faci, te împiedici. Nu ai resursă, nu ai putere, nu schimbi nimic și așa s-a produs în adunările credincioșilor o masă de oameni care în mărturia lor, unde sunt, las e dorit. Maxim. Îmi vin multe în cap, dar reînghițează, tu te-a simțit, nu? A venit una, nu am ghițit-o, că nu-i bună. Deci exemplu e foarte bun, dar nu-l dau. S-a dus, a venit al doilea, pentru că mă urmăresc mulți oameni și e bine așa. Dar cineva totuși spune asta, mi-a zis, și nu mai putem să facem evangelizare la noi, în localitatea aici, pentru că ne-am pierdut mărturie. Asta e mărturie. Când trebuia să unească credința cu fapta, fapta nu mai a fost. A fost altă faptă, care nu avea legătură cu creier. Și că nu poți să vorbești că ești un om care îți dorește adevărul, îl iubește adevărul și imediat viața noastră e plină numai de șmecherii. De cuvinte cu două înțelesuri, cu subînțelesuri. Eu dai la sora, la frate. Nu știi ce să creadă, bă, ăsta e serios, și e spainele așa, dar când îl vezi în biserică, credința e sus, Dumnezeu e sus, Iisus e acolo, când te prinde de mână așa, parcă simți alți fiori. Tensie foarte mare cu cunoașterea asta informală și doar la nivelul minții, netradusă în fapte, este extrem de periculos. Și cine atacă zona asta, de multe ori dă replica asta. Lasă-vă că și dracii cred și sunt fioare. Dar nu fac niciodată voia lui Dumnezeu. Sper că nu v-am adus cu picioarele pe pământ, că odată cu voi m-am adus și pe mine. Și vrem cu adevărat să intrăm mai adânc, ca și biserică și ca și frați și surori care vizitați aici Agape online sau fizic, vrem să intrăm așa mai adânc cu plugul. Vreți? Sau vreau numai să zgâriem așa pe deasupra un pic? Hai și fai arată. Hai să vă spun o mărturie când eram copil și trebuia să săpăm primăvara în grădină. Aveam o grădinuță așa destul de mărișoară și noi eram cu gândul pe deal acolo să batem mingea. Să meargem cu prietenii. Și trebuia să săpăm și ziceam lui tata, azi vrem să facem postata asta. Bă, nu, nu o să puteți, o putem! Și ne îmbrăcam, noi ne îmbrăcam, ne răceam de fiecare dată, că era foarte de vreme, dar noi mușchiuloști, eram numai piele jos. Și luam hârletele, cum le ziceam, ca smaua și când se pleca tata, numai așa scormoneam cu jos. Și luam așa, câte o bucată,
30 de centimetri, tot ne uitam în spate când ajungem, știți, să nu ne uitam cum ia, cum mai avem să scormonim pământul. Și numai așa cu vârful, îl turnam și îl turnam și când vine tata și dădea un pic la o parte, ce? Și ne spunea, e atâta, bagi adânc până jos, îl întorci, îl lovești. Îi explica ea, deja au trecut 3 minute până la o tură de aia. Și noi, pe calculul nostru, zicea, noaptea era pe noi. Și el a dus fotbalul de seară. Și atunci vreau să fușărim lucrurile, dar tata și adânc. Dragii mei, ori vrem să fușărim lucrurile și să ne facem că mergem cu postată mare înainte, cu audiență, cu asta, ori vrem să facem o bucată mică, a săpat adânc, făcut pământul strat, perfect, pentru că acolo când se pune sămânța, 100% este roată. Dar putem să facem hectare așa, în care va rămâne în viață aici acolo câte un fier. Sau poți să faci cu o bucată mai mică și să fie rodul mult mai mare decât hectarele. Pentru că asta este ideea. Toată lumea vorbește de mult, de aia, de mare, de asta. Dar nimeni nu se gândește dacă marele ăla sau multul ăla e și ceva de calitate și serios pe care te poți baza. Așa că Duhul lui Dumnezeu cred că este aici împreună cu noi și cred că ne-a dat așa o poftă foarte mare și vă și văd așa. Dați-mi voie să fiu cu revelația că vă și văd seara asta, că nimeni nu se culcă fără să citească Biblia. Așa am un simt sentiment. Este 100% la fel. Și sunt aici o grămadă de oameni care seara asta vor da Biblia și sper să o găsiți. Știți-o de mine? Sper să o găsiți, să o luați și vă rog să citiți în seara asta tot textul pe care l-am citit, numai ăsta. Duceți și-l învârtiți și-l mestecați și s-ar putea să găsiți încă 15 puncte de predică pe care eu nici nu m-am gândit la ele. Bucurați-vă, meditați la cuvântul ăsta, rugați-vă după aia împreună și să vedeți ce bine o să fie și ce elan o să pornească și mâine la fel și iar și iar și iar și data viitoare o să veniți cu Bibliile alea deja citite de o săptămână, două și cu pizza și cu hârtiile și o să fiți gata să scrieți și o să spuneți atunci cu adevărat și eu atunci o să cred din toată inima, vorbește Doamne. Asta e. Când vii frământ de aici după Dumnezeu. Când mă duc frământ de acasă, deci urmăresc pe Mariana Timișcările, drumul la frigider, înapoi, aia. Zic, te rog, stai un pic. Gândesc cu stomacul. Nu mă interesează în detalii. Eu mătur acolo, eu acolo, știu ce, nu e aranjat. Ești mai ce, ce scuze că n-au. Și eu nu vedea numai scoala. Să vină spre mine atunci. Știți unde vă duc, nu? Știți câte vedem noi în biserică? Știți de ce? Pentru că nu ne fac. Ce-i curmătoare? Dar de ce-o vine fratele în blugi? Dar de ce-i cureau așa? Dar de ce eu cântam cântarea? De ce nu am cântat asta? Bă, atât de mult de vedeam că doar dacă nu ți-i foame și după aia știți că nu ți-i foame, el vine cu urași în vârstă mâncare în față. Da, și-o plin. Stau plin și nu? Și asta se întâmplă în adunările noastre. Și știți cine este primul durerat? Cel care a făcut mâncarea și cel care o servește. Că zic eu, bă, când m-am străduit să o fac și am luptat și când m-a timpat cum toți acolo și nu este bine și nu este plăcut și nu este în regulă și fără hrană nu poți să crești niciodată, sub nicio formă. Ne ridicăm în picioare și dacă